Melodia Vântura, muzică în cerere cu Fred Rauch. Fred Rauch, gazda dumneavoastră preferată. Șlagere și noutăți cu Fred Rauch, după publicitate. Nu, și nu, și nu! Nu mai pot, nu mai vreau. Dar vreau stres la magazin, stres pe stradă, stres. Și acasă nu pot dormi. Stop! Avem soluția. Laboratoarele British International Pharma au pus la punct medicamentul care îți trebuie. Ia zilnic o pastilă de Roslife și calmul te va învălui la birou, în magazin și mai ales acasă. Înfrumusețează-ți viața cu Roslife, iar somnul te cuprinde ușor cu Deep Sleep. O pastilă de Deep Sleep și noaptea e mai frumoasă. Zi de zi și noapte de noapte... Să cânti, să dansezi, e nor, e fric, e gri, dar soarele e mai aproape decât crezi. Meriți o vacanță în Spania și în Italia și în Grecia. Vino la biroul nostru pentru a cumpăra acum o vacanță. Uite de gri dansând flamenco în Spania. Alungă fricul cântând tarantele în Italia. Distrează-te în Grecia. Hai la soare! Birourile de puriți, vacanță la soare, îți aduc soarele mai aproape decât crezi. Cumpără acum o vacanță și primești bonus noile cărturi de ambalaj, pentru a împacheta cadourile pentru prieteni. Îți dorești să te poți mișca în voie și să spui tot ce îți trece prin minte? Schimbă-ți telefonul cu un telefon wireless. Noile telefoane wireless revoluționează comunicarea. Grație unor tehnologii de ultimă generație, noile telefoane wireless te eliberează din mica ta cameră. Vorbește cu cei dragi din balcon și din fotoliu și din pat. Telefoanele wireless, comunicare fără limite. Telefoanele wireless, telefoanele care îți schimbă viața. Acum și în carcase elegante, nichelate. Trezește-ți simțul, trezește-ți instinctele, trezește-ți sentimentele. Parfumul intim Phil e într-un nou ambalaj care îți va bucura ochii și simțul tactil. Vei vrea să ai parfumul intim Phil în noul său ambalaj. Te vei îndrăgosti de noul ambalaj al parfumului intim Phil. Intim Phil. Într-un ambalaj nou care îți va trezi dorința de a-l poseda. Suntem la melodia preferată, iar eu sunt Fred Rauch, DJ-ul vostru. Urmează I Have a Dream, mai ABBA. Help me call anything.
bine că acum nu e niciun copil care să facă cu mâna, dar s-ar putea să fie pe drum. Da. Nu e așa că e frumos să mergi cu trenul? Tătică ne așteaptă deja! Tătică ne așteaptă deja! Deși cum nu mai așteaptă? Ce este atât de tăticon? Aproape că nici nu-l cunoști. E un tătic cum nu găsești pe toate drumurile. E un om atât de mândru. Și atât de îndrăgitor, ți-l vezi? Hai să te convingi singur. Copil prostuț, uite, vezi, care trebuie să meargă mai întâi cu trenul ca să ajungă la tăticul lui. Dar băiețelul merge pe gratis, fiindcă e bebeluș și nu are încă 4 ani. Da, și am putut să luăm cu noi și căruciorul, fiindcă am găsit o banchetă cu loc de depozitare pentru bagajul mare. Și uite că nu deranjăm pe nimeni, pentru că trenul nu-i plin ăsta. Da, noroc! Poți să mergi, uite, gratis de tot. Mămica s-a interesat și a citit instrucțiunile. Băieți.
mare, atunci mama o să pună și mai mult deoparte. Da, și uite că atunci o să vină Crăciunul și mama o să cumpere cât ai zice pește un trenuleț electric. Da, cât ai zice... Da, uite și băiatul să poată călătoria în lumea vizelor și nimeni nu o să poată să-i stea în care uite, gata, așa facem, am stabilit. Mama face economii. Tăticu a scris să venim odată când om putea. Acum putem. Bine, sigur că tăticu are dreptate. E un om ca oricare altul. Doar dificil, știi? Nu? Că tăticu și-ar linge degetele după un băiețel atât de cuminte. Ba nu, o mulțime de tătici ar linge degetele după un băiețel atât de cuminte numai de-ar putea să pună una pe el. Mă, că nu te da. Uite, pun pare că tăticu e deja în gară, fiindcă arde de nerăbdare să ne vadă. Știi cât de mult a așteptat? Un sfert de oră numai pentru noi. Ca, uite, ca nu cumva să ne scape. Așușez. Bine că acum n-a ajuns încă în gară, fiindcă e prea de vreme. A? Și are oare habar băiețelul ăsta mic la ce oră ajungem? A? Plecarea din gara mare ora 13:30, sosirea în gara din Rosenheim ora 14:12. Merge repede, eu trebuie accelerat. Bine, pentru unii care fac asta, nu-i mare lucru, dar noi trebuie să fim atenți. Și încă cum? Ce vină ai tu, nu? Că eu o mică... Da! Băiețelul se va face frumos și atunci se va căsători cu o prințesă. Da, niciodată nu poți să știi ce te așteaptă. Sau cu fata unui milionar. Și atunci poate nu o va uita nici pe bătrâna lui mamă. Bine, cel puțin așa sper. Chiar dacă va trăi într-o parcă. Vezi? Când stai așa în tren și mergi în depărtări, vii să-l prind arii. Tăticu are să vină în orice caz. Dar, știi, chiar dacă lui nu-i e ușor. Pentru că tăticu, el mai e și în altă parte și e nevoie de el și acolo. Da, nu contează. Astăzi și-a luat de mult timp liber de la toate celelalte obligații doar pentru noi doi. Dar uite, odată ce odată tăticu o să aibă mulți bani de tot și o să ne cumpere o căsuță în mijlocul pădurii, da, cu fântâna așa fața casei și când te uiți pe geam, vezi pajiștea și vițeii cum aleargă și cum se hârjonesc. Da, și dacă băiețelul nu o să se grăbească să crească, atunci mămica o să, atunci băiețelul o să apuce să se joace în nisip în fața casei și să construiască un castel și nimeni nu poate să strigă lumea, a? Nu, 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 căsuța asta e ascunsă așa, padânc. În mijlocul pădurii și nimeni nu poate să o găsească în afară de tăticu. Da, bine, poate tăticu nu o să vină chiar seara de seară, dar noi rămânem credincioși și o dată pe săptămână tot ne face surpriza și vine sigur, sigur. Thank you.
Antonu acum să plece de acasă și să vină la noi. Și uite, când se face întuneric, atunci intrăm în căsuțe și mămica face focul ca să fie cald și bine și mâncuiem peste tot și ne băgăm în pat și ne picăm și așteptăm să se facă iar ziua. Și uite, mama nu mai trebuie să muncească așa cum muncește ea. Tăticul plătește tot, fiindcă lui tăticul îi face plăcere. Bine, poate mama o să mai facă ceva lucru de mână, pentru că se vinde și are valoare, știi? Mama se pricepe la asta, fiindcă ea plăcut să învețe. Prostuțe. Habar n-ai cât mi-a luat până au fost gata toate pătoricile cu care ți-am împodobit căruciuri. Să știi ceva? Că așa ceva doar cu dragoste se face. Dragostea asta nu o are multă lume, știi? Puțin sunt în stare de o dragoste ca mama. Știi? E bine că fiecare copil are mânta lui. Sau bine, aproape fiecare. Ce știe copiii, a? Habar n-am ce trebuie să facă când vin pe lume. Dacă nu întâlnesc o mămică, a? În privința asta tăia bună rol. Păi nici nu se compară. Uite, o mămică, ea e cea mai importantă. Trebuie să ții minte asta, pentru că tăticul pleacă așa în lume, dar mămica... Să
Și noi îl ascultăm cu atenție. Bine, și nu îl întrebăm nimic, nimic din ceea ce nu trebuie să-l întrebăm. He? Aici trebuie să fie mămica tată. Am găsit două treburi. Unul înainte de 7 și altul la 9. Tăticul o să spună plicit că la de 7 prea de vreme luați pe la de 19 mine. Dar uite, vezi, trenul nu va fi la fel de gol ca acum, pentru că toată lumea trebuie să se întoarcă. Da, un loc tot se mai găsește dacă te faci mic. Călătorișe pe banchetă și se uită la tine cărucioșii. Eu le zic că nu te lanjați fiindcă doarme! Și eu nu dorm! Ca să nu ratăm coborârea, a? Altfel Dumnezeu știe unde ajungem! Lui! Atunci
când trăiești peste mine, e decât dacă ești actor sau așa ceva și atunci nu-ți pasă de nimic. Un om care are o poziție socială nu poate să-și permită orice, nu? Nici nu știi când se întoarce roata când începe lumea să vorbească. Ia uite cum aș mai face ăla de cafe! Tu ești gata, s-a ales praf! Fii bărbat! Ce-a fost mai important, ai făcut. Așa zic toți cei cărora le povestim. Da. Dacă ți-ai pus în cap să faci un copil cu o porcul ăla, care pe deasupra mai e censurat, zicea bunicul tău despre tine și despre tăticul tău. Atunci n-ai decât să faci unde vrei tu pe lumea ta, roa drogbernu. Știi, din cauza vecinilor, porc. Așa i-a zis. Știi, urâte că tăticul meu nici măcar nu-l cunoaște pe tăticul tău. Urât din partea mea. Nu știu de ce-ți povestesc așa. Mai bine... Știi ce-i drept? Nu-i chiar soluția ideală. Asta poate să o spună oricine are ochi de văzut, dar... Tu ești aici, asta e, nu? Altminteri, n-ai fi fost aici. În Trotsberg nu poți să faci un copil din flori. Asta e clar. Știi, nici măcar nu poți să te superi pe ei, pe bunica și pe bunicul tău, fiindcă e de înțeles. În meu bine altceva și asta doar pentru că nu te cunoaște nimeni și dacă tot nu te cunoaște nimeni, nu are de ce să-ți fie rușine. E ca o eliberare, știi? Și dacă eliberarea asta ar merge mai departe, rămâne cu gura căscată. Deci e în stare să facă mama ta dacă ar avea și un sprijin. Dar așa e greu când nu cunoști pe nimeni. Uite, tu ești deja nebunesc. E la 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 la. Poate că ar trebui să nu te mai...
da în grijă acum un cămin din ăsta scump care se numește mai încolo internat și n-a de ea. De ăia, cu ea care trăiesc acolo, nu-i ajung departe. Poate pentru creatorii este grav. Pare că nu folosește materiale care nu-l spune. Da. Este tot așa. E normal că ar trebui un aspirator, dacă praf se face. Nici dușul nu se mai o instalație de asta. Oricum nu-i bună de nimic. Da? N-ai ne spunea nimic. Eu știu de se scoată cu apă pus acolo de praf. Ce știi dacă vor mai fi și mâine? Zice mereu? Șeful meu de secție! Apoi e o muncă, e mai bună decât nicio muncă! Zicem noi! Și când vine aia de la sindicat, noi le zicem. Să știți că noi avem plămânii buni, da? Și dacă ne gândim, nu avem decât să strănutăm ce să-i facem. Și șeful de secție zice, asta chiar e mai isteață decât am crezut. Asta ajunge departe, fiindcă e atât de... cu minte. Da! Și mama o să aibă cât ai zice pește cu 50 de penici mai mult pe oră și toate vițele o să devină... tangibile? A? Da! Și dacă lucrurile merg tot așa, atunci avem 179 de mărci pentru creșă și 125 pentru locuință și putem să trăim bine și să mai punem și ceva deoparte pentru că ne mai rămân aproape 250 de mărci! Păi să mai văd eu pe cineva care e în stare de asta dacă ar fi în situația noastră. Și dacă învățăm o meserie asta de croitoreasă, croitoresele, astea câștigă mult, mult, mult mai bine. Dar de ce să pui fata să învețe, a? Doar are să se mărite și atunci îți bani aruncați, zicea? Tăticu. Bine că tăticu n-a prevăzut nimic. N-a prevăzut toate problemele astea, da? Ha, cu tine o să fie alt. Mai ales că ești băiat. Iar ăsta e un avantaj incontestabil, nu? Trebuie să luăm și asta în calcul. Da, și uite, când ai să ajungi tu să crești, atunci, mămica o să se gândească la ceva și o să zică că...
Tăticu a fost un pilot de curse care a murit din cauza vitezei, a? Deci, dacă te tai capul asta, trebuie să faci orice, numai adevărul, nu, adevărul strică tot. Crede-mă pe cuvânt. Uite, asta a fost rugăciunea mea tot timpul când am fost gravidă. Dă, Doamne, să fie băiat. Că dacă e băiat, ăsta este începutul unui viitor mai bun. Bine, știi asta? Asta în comparație cu ceilalți copii care nu sunt băieți. Știi? Ce spiță mă era. Uite, și bunul Dumnezeu ne-a ascultat. Și o să ne asculte din nou și o să facă să fie mai ieftină locuință. Dacă noi suntem cu minți și ascultăm de șeful de secție, ce zicem ca el, și să facă să fie locuințele mai ieftine, să facă o minune, să facă ceva și noi să avem o locuință și bebe se ducă la grădiniță, numai la aia unde te duci dimineața și vine seara și te ia cineva. Da, uite, așa face. și uite, când lucrurile s-au mai liniștit și când bebe s-a făcut el mai mare așa, cam așa, atunci... Nu spunem că tăticul a fost un pilot de curse care a murit, că a murit din cauza vitezei, că tăticul are să-mi vină să ne viziteze mai des. Da, știi, chiar dacă asta se întâmplă acum foarte rar, dar odată cu timpul crește și interesul și tăticul o să vină să ne viziteze atât de des încât am să pot să ți-l prezint fără probleme, fără să ne mai gândim că ceilalți o să râde de noi sau ceva, de ce nu? Crede-mă că așa o să fie. Nu, la școala asta facem, am stabilit. Gândește-te că moartea tăticului tău, într-un mod interesant, poate să valoreze mai mult decât un tătic obișnuit pe care îl vedem la școală. Da! Ce proști sunt oamenii! Și când lucrurile s-au mai liniștit și când mămica și-a asigurat o poziție solidă la locul ei, atunci se duce și zice: Hermonițer! Aș dori și eu, vă rog frumos, un salariu mai mare. Da, locuințele sunt scumpe. Și aș vrea să le iau pe fiul meu cu mine. Da. Da, știu că locuințele sunt scumpe, tatăl meu știe. Scrie și în ziare. Și atunci, precis, n-are cum să zic. Mai ales dacă prinzi un moment bun, mai ales că mămica ta nu a spus niciodată nimic până acum. Nici măcar atunci când el o atinge atât de ciudat pe mămica cu mâna în timp ce controlează și explică de crezi că e sclerozat. Da. Bine că nu merge mai departe. În condițiile astea, face față. A? Păi, no. Bineînțeles că ar putea să mai apară și un alt tătic, da. E dificil, nu toată lumea e în stare de asta să iasă la agăța. Oferte ar fi, nu poate să merge nimeni, am și Marco. Da, na. Mamica vrea să-i rămână credinciosul lui tăticu. Un tătic care de altfel nici nu apreciază această fidelitate. Da. Uite. Uite un duminică care să dureze că toată săptămâna. Uite, asta ar fi ceva. Poate visele s-ar împlini. Ce bine, vai, tu, dacă vai, mamă, că n-are timp. Trebuie să lucreze. Uite, toți băieții ar trebui să aibă mămici cu posibilități egale. Fără nicio deosebire, cum se spune. Da, să știi că mămica și-a demonstrat meritele ei de muncă. Și să știi că numai ușor nu i-a fost să trebuiască să plece de acasă, la oraș, iar München e un oraș mare și nu ai nicio orientare în niciun fel și toate s-au aranjat în așa... așa fel încât noi doi acum să putem să trăim bine. Știi, dacă am fi ascultat de tăticu în cazul în care mămica ar fi acceptat, acum nici n-aș mai putea să-ți spun ce mi-a zis. Te vezi, nici el n-a zis-o cu răutate, nici n-a avea cum să-și închipuie, știi? Da, acum că tu ești aici, e clar că mămica s-a situat pe poziția corectă. Dar unde ai fi fost tu dacă ea, mămica ta, ar fi cedat atunci ceea ce s-ar fi putut întâmpla, dacă stai și te gândești ce rar a putut mămica ta să-și impună propria ei voință, unde a avut parte de o educație care îi impunea încă din capul locului să nu faci ceea ce crezi că e bine să faci. Știi unde ai fi fost tu acum? A? Știi? A? N-au? No! În lumea
pentru că toți îngerașii vor să vină într-o bună zi aici jos pe pământ și își turtesc nasurile de fereastra cerului uitându-se în jos la noi. Da, dar poate că m-au uitat alții un pic doar pur și simplu, dar gândește-te așa. Barza trece deasupra pazii, știi, în zbor și toți îngerașii fac... Dacă nici asta nu-i dovadă că am avut dreptate, a știut ea Barza ce face, nu s-a lăsat ea păcălită. Am șfăcat exact băiețelul potrivit pentru mămică ca mine. Trebuie să ne pregătim. Da, cum? Ne pregătim. Trenul o să meargă încet și o să intre în gara din Rosenheim și... noi o să coborâm, tăticu o să fie acolo și o să luăm în brațe și... Și dacă nu vine, ce? Dacă nu vine, înseamnă că a intervenit ceva neprevăzut. Sau a trebuit să rămână cu familia Baia. De acolo, da. Și că noi suntem o rătăcire. Și poate o să-l așteptăm 10 minute, știi, cu trafic sau cel mult jumătate de oră. Dar dacă nu vine, nu vine. Și gata, plecăm și mergem să ne plimbăm în oraș. Uite, vezi? Că e interesant, e un oraș străin pe care noi doi nu cunoaștem și că sunt bună și... Și... Luăm trenul ăla de 7, că decât singur seara într-o gară, mai bine acasă. Încă fiecare duminică are un sfârșit. Fiindcă lumea merge mai departe. Uitați, sunt Fred Rau, DJ-ul vostru preferat. Și nu uitați, pe prima audiție, la rock, la rock se numește Cântecul Surpriză din finalul emisiunii. Grau, praktizat pentru că ta din haos, hai, hai, deliver, nu vă ne
și în continuare, Elvis Presley, Wooden Heart. Can't you see I love you? Please don't break it into me. That's hard to do, for I don't have a thing. And if you say goodbye, then I know that I'll cry. Maybe I would die, because I don't have a thing. This love of mine, it was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Non sguardo ad un sorriso.